La mulți ani, samuraiule, astăzi se împlinesc 2 ani de zile de când am deschis Academia de Kickbox la Deva. Și cum altfel să sărbătorim această zi specială decât cu un antrenament special? Pentru că am împlinit 2 ani de zile, astăzi voi alerga 20 de kilometri, după care voi face 200 de flotări, 200 de abdomene, 200 de genuflexiuni, urmate apoi de 200 de lovituri de brațe, 200 de genunchi, 200 de lovituri de picior, 200 de frontale și cireașa de pe tort. Diseară la grupa de avansați vei face 20 de reprize de sparinguri de câte un minut cu fiecare în parte. Nu o să fie ușor, o să fie un antrenament intens, mai ales după ce voi face exercițiile de dimineață. Cu siguranță le voi simți la antrenamentul de seară, însă trebuie să sărbătorim această zi specială cum se cuvine. Așa că să ne punem pe treabă! Am încheiat cu alergarea, e frig afară, dar o să ne încălzim mai bine acum la antrenament de dimineață. Hai, să trecem la treabă. Voi începe cu 200 de lovituri de braț la sac. Nu a fost ușor, se simt umerii. Bun, acum o să trecem la genunchi. Să înceapă dansul. Wow! A fost greu. Mamă! Acum o să trecem la lovitură de picior. Să avem 100 pe un picior, 100 pe celălalt. Și la fel, fără oprire. Și dăm drumul înainte. Dintre toate, până acum asta a fost cel mai greu, aceste lovituri. Mai avem 200 de lovituri frontale de picior, după care trecem la flotări, genuflexiuni, abdomene. Nu e ușor, mai ales după alergare și antrenamentul de kickbox de dinainte, să trecem la treabă. Nu este deloc ușor. Acum trecem la partea distractivă. La genuflexiuni, flotări și abdomene. 200. Acesta o să fie un exercițiu interesant. 200 de genuflexiuni care o să se lase cu urmări grele. Mâine o să se simtă aceste 200 de genuflexiuni făcute într-un. Așa că să trecem la treabă. Uai! Ce ard picioarele! Cu siguranță astăzi le simt mâine. Mamă! Bun, să trecem la flotări. La flotări n-am un anumit număr de seturi. O să fac câte repetări pot într-un set și sunt curios să văd în câte seturi terminăm cele 200 de flotări. Așa că să trecem la treabă. 40. Facem o mică pauză. Ah, 30 de repetări. Se simte oboseala de la saci acumulată. Deja au trecut mai bine de 3 ore de antrenament. S-a dus benzina. Ah, prima sută. 3 seturi. Se simte. Este greu, așa că nu le dăm bătuți. Este super tare. Doar 30. Ah, 35 de repetări.
ultima serie. Să sperăm că le putem face pe restul într-o bucată. Yes! Am reușit! Le-am terminat într-un set. Facem cele 200 de abdomene. Asta o să meargă dintr-o bucată, sigur. Uai, ce arde! Nu este ușor. Mă gândesc că o să ajung la 5-10 ani de când am deschis sala. Fuh, ce greu să fie! Prima parte din antrenament am încheiat. Toate mă dor și vreau să vă mai arăt încă o chestie. Anul trecut am primit de la niște învățăcei, așa s-au numit ei, acest trofeu, să-i spun așa, acest trofeu. Super tare! Ziua în care un vis a devenit realitate, frumos! Cu drag ai tăi învățăcei! Super tare cadou, le mulțumesc și pe această cale. Merg să fac mici cumpărături pentru petrecerea de diseară, pentru că organizez ceva așa festiv la sală, să marcăm momentul. O să fac niște mici cumpărături, după aia acasă mâncăm, ne odihnim, ne relaxăm, pentru că urmează tura a doua de antrenamente. Da, devine din ce în ce mai greu, pentru că nu este ușor, această provocare nu este ușoară. O simt și mâine o să simt cel mai tare. Seara avem sparing-urile. Am terminat cu cumpărăturile pentru petrecerea de diseară. Mă duc acasă să mă relaxez. Este aproape ora 2 și deja am făcut peste 17.000 de pași. Muncit ceva de dimineață. Sunt obosit, mă simt așa frânt. Mă duc să mă întind o oră. Mă pun să mă uit la niște anime. Da? Am început un nou anime pe Netflix. Yu Yu Hakusho, parcă zice, da? Ceva de genul. După care încep să editez la vlogul ăsta, mai am de editat niște videouri pe TikTok, puteți să-mi dați un follow și acolo. După care mergem la tura a doua de antrenament de diseară, unde avem sparingurile și petrecerea. O să ne distrăm. Hai, este o zi faină, tare. Am și de răspuns la o grămadă de mesaje pe care le-am primit pe Facebook, pe Instagram și se pare că rămân și fără baterie la cameră, așa că povestim mai încolo. Am dormit acum un pic la prânz, cam vreo oră, s-a simțit oboseala de la antrenamentul de dimineață, mai ales că este o vreme ploioasă afară, a prins bine somnul la prânz, s-a simțit antrenamentul de dimineață, a fost destul de obositor, dar acum ne pregătim să mergem la al doilea antrenament, unde avem și mica petrecere, dar avem cele 20 de reprize de sparinguri de câte un minut cu grupa de avansați. O să fie distractiv pentru ei, nu pentru mine. Bun, hai să pornim la drum. Se pare că primăvara cam întârzie să apară. Ploaia ca ploaie, dar este frig și mâine se anunță minus grade. Anul trecut pe vremea asta, mi-aduc aminte, eram în tricou, chiar m-am uitat pe niște videouri de la story pe Instagram și eram în tricou, ieșeam la alergat, dar asta este. Ne adaptăm. Hai, pornim la drum. Atât, dacă vrei, dacă vrei, nu mai vreau să fii. Ciao. Ciao. Am prieten. Ne pregătim de micul party. Am și primit un super cadou acum, o fotografie cu noi, foarte tare. Și așa, e standul pregătit. După bătaie vine și răsplata. Hai, să mă schimb. Acolo, samurai sunt pregătiți și ne punem pe treabă. La mulți ani, samurailor. Unul la mână, vreau să vă mulțumesc tuturor, fiecare în parte, că sunteți alături. Fără voi, asta n-ar fi fost, da? Și ideea, în primul rând, vreau să vă mulțumesc vouă că ne sunteți alături, că îmi sunteți alături și nouă, celor care ne pregătim de competiție, ne sprijiniți. Astăzi o să facem un antrenament nu foarte light. Dacă m-ați urmărit pe story-uri, deja am stricat surpriza, n-am vrut, dar m-am mâncat până în curaț dimineața să vorbesc. O să vreau să facem 20 de reprize voi, toți cu mine, câte un minut. O să pun ringul chiar după încălzire. O să pun ringul și o să facem câte un minut, o să intrați toți. Deci, cât sunteți aici? Un minut, toți. După aia, între voi, faceți relax, după aia care vreți să faceți în ring și așa mai departe. Mâine o să facem ziua de bătaie aia de 3 minute. Dacă v-a plăcut acest conținut, dați un subscribe, like. We'll be right back.
A fost o super zi, am sărbătorit cum se cuvine, antrenament intens de dimineață, după cum ați văzut, un antrenament intens seara, am făcut sparring-uri cu toți copiii, a fost o zi mega tare, am și primit câteva surprize tari, un trofeu și o fotografie cu noi, samurai. Deci am sărbătorit cum se cuvine această zi, am marcat momentul și abia aștept următorii ani. Da, de la an la an o să crească provocarea, o să fie tot mai dificilă. Călătoria de-abia a început. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, subscribe și mai departe. Până data viitoare, fii puternic, fii nefricat, samuraiule, ne auzim!